Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Ați observat că sunt mai multe filtre de poliție în ultima vreme în trafic? Este... Prietenii îmi spun, domnule, uite, se oprește, sunt filtre, mă rog, cel puțin în București. Și mi se pare, vrei să... Nu, te rog. E urmarea tragediilor care s-au petrecut vara asta, până la urmă. Da. Că așa se întâmplă mereu la noi, câte un heirup după ce se întâmplă ceva și după aia se stinge. Așa e. Undeva e logic. La ta consum de substanțe psihotrope, adică nu-mi iese din cap cu proporția aia. 7500 de permise ridicate de la începutul anului pentru consum de alcool, 2500 de permise ridicate pentru consum de droguri. Foarte multe. Cum, da, drogurile ar fi la liber, dar încă nu s-a aflat. Adică cam așa e, știi? Alcool poți să cumperi de oriunde. Cred că și de la automate poți să iei bere astea. Bei o bere, te oprește, ți-a ridicat permisul. Dar drogurile, bă, de unde le iau? Adică de unde? 2500. Sunt foarte multe cazuri. Am văzut aseară niște știri. În urma unui astfel de filtru au oprit, au tras pe dreapta o mașină. Era un tânăr, ca să nu zic puști, un tânăr la volan. I-au pus drug test, a ieșit pozitiv. În mașină era nevastă sa însărcinată și copilul. Mai avea un copil. Și puștul era foarte... Era, cum să spun, aproape deranjat de faptul că l-au tras pe dreapta, în mod de drept, că ziceau... A zis, zice, nu am consumat azi, am consumat săptămâna trecută. Ce? Niște prostii. Chestie de asta. De altă parte, inconștiență totală. Te urci la volan cu familia în condițiile în care ești fumat, mi se pare o irresponsabilitate incredibilă. Deci e ok că se fac filtre, se mai piaptă în traficul de irresponsabili dintre ăștia care șofează beți sau drogați sau ambele, dar aș vrea să văd, adică chiar aș vrea să văd rezultatele unor acțiuni cu adevărat eficiente. Nu asta că îi vânează pe niște puști sau un fraier care are o țigară cu marihuana la el. Acțiuni cu adevărat eficiente împotriva drogurilor, îndreptate împotriva rețelelor de traficanți. Sau acolo e periculos pentru polițiști. Că dau peste cine nu trebuie. Că altfel nu se explică. Știi, concentrarea asta pe consumator, pe ăla care fumează un joint într-o seară de weekend, mi se pare ok, așa e legea, trebuie aplicată, dar mi se pare că abate atenția de la problema adevărată, importul de droguri, rețelele mari. Sutele de kilograme care intră în România, este clar că sunt cantități foarte mari. În ultimii 3 ani, în portul Constanța, nu a mai fost realizată nicio captură de droguri, a precizat Inspectoratul General de Poliție pentru G4 Media. Deci cel mai curat port din Europa. Niciun gram de stupefiant. În 3 ani. Zero. Nimic. Posibil așa ceva? Și de altfel, într-un sfert de secol, autoritățile au confiscat 20 de tone de droguri în portul Constanța. Un sfert de secol? Pare mult, 20 de tone. Pentru comparație, în portul Rotterdam au fost confiscate 70 de tone de cocaină doar în 2021. În august 2023, vamele și-au depistat 8 tone de cocaină într-o singură zi. În Anver au fost depistate peste 110 tone de cocaină doar în 2022. Acum o să mă înjure lumea, dar... Ce? Vezi de ce nu suntem în Schengen? Mm-hmm. Că de? Uite. Băi, și traficanții ăștia, ei sunt atenți la costurile de transport. Adică, da, ăla e mai aproape. Când vin din America de Sud, tragă parte Constanța. Ai, lăsăm. Nu? E singura... E să intri pe un bus. Da, bă, ăia sunt niște corus, mă. De-aia au droguri, nu ca noi. La noi nu există problema asta, uite. Nu, zero capturi, zero problemă. Nu, așa ar fi. Mai țineți minte, apropo, scandalul sutelor de pachete cu cocaină ieșuată pe plajele între Delta Sulina și Sulina și până la Eforie au ajuns, sau chiar mai jos. Sute, erau sute de kilograme. Au mai găsit vreo 800 de kg de cocaină într-o șalupă răsturnată pe apă. Dar la noi nu sunt găsite droguri la intrarea în țară, doar când se răstoarnă barca. Revenind, portul Constanța, doar asta vreau să mai spun, mai dăm 30 de secunde, în portul Constanța e un singur scanner funcțional pentru un flux de 400.000 de containere anual. Al doilea e nefuncțional de 7 ani. S-a stricat și, ce să vezi, nu a mai putut fi reparat. Și problema asta este de notorietate națională. A scris presa de s-a plictisit de faptul că nu există scanere în vămi în general, nu doar la Constanța. Și asta nu mai este incompetență, după părerea mea, ci complicitate. Și aș vrea să întreb, cât e parândărătul domnilor de la serviciile secrete, de la poliția de frontieră, de la DICOT? Că altfel nu se explică.
Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.